Acum Eli trebuie să aibă grijă. O stric de gât pe Eli. Deci eu mor acum. Oi, o stric de gât. Stai, Marian, hai da și mie pe ăla. Mai am 2 minute. Deci dacă n-ai grijă de ele mâncați, aș te spart. Deci știi cum te... Să nu te prind că ai ieșit din zona aia, dă-te mai înapoi. Oricum acum n-are treabă, până mâine dimineața la 7 nu mai nicio treabă. Pentru orice precauție, dorm cu capul pe ea. Dacă primești mesaj, ridici. Nu mai merge. Ce nu mai merge? Ha? Ce nu mai merge? So. Crezi că reziști? Tu stai de pas în locul ei. Las, las, doar păsesc pe ea. Dar n-a mai dormit în loc. Ea a zis că nu. Hai, te ridică de sus. Ha? Să-ți fac ceva să mănânci, să beci. Cafea, da? Da. Păi nu e vorba de pierdut. Am pierdut, dar nu ați făcut corect la faza asta, nu? Stai lângă mine până la 4 și când ies să ies, vin și la nu. Puteai să zici, tu te-au proastă și spune că oricum eu mă duc înaintea ta și îi spun, nu mai stai trează până la 4, că... Păi da, dar tu te-ai dus și ai spus și lui Marian, nu doar lui Elin. Marian, ți-a spus eu ție ceva seara? Da, păi te duci și lui Elin, s-a uitat și Marian, s-a uitat toată lumea, că nici nu avem treabă cu el. Eu eram la Marian. Nimic lui Marian, nu am vorbit cu Marian, nu mai vorbiți așa, că eu n-am vorbit nimic cu Marian. Când am atacat-o pe Roxana, mai era altcineva de la mine din echipă? Da, între 3 și 9 n-ai voie să fii 2. Între restul orilor poți să fii. Ai dreptate. Ai dreptate, nu ai voie. 3 și 9 dimineața. Aici când am făcut eu și urlai. Să fie mai multe persoane care atacă. Bă, ți-am că am zis eu ceva. Păi el la mine când a venit, ceva, uite-te cine a zis și cine a vorbit. Păi cine făcea mai tare? Doamna Maria făcea scandalul mai tare, nu făceam eu. Pentru că era pe lângă mine, atâta, trebuia numai una. Eu îmi vedeam de mine. Bă, mâncați-aș, mă acuzați pe mine de ce n-am făcut eu. Eu n-am fost în timpul atacului în living, că m-am dus din dormitor în grădină și din grădină. Când te-ai întors, cine a dat ture aici? Eu am dat. Cine? Eu am dat cu Dănuț, Maria. Am dat eu ture? Da, ce? Da, am impresia că nu mai gândești, frate, eu nu am venit nici la tine, nici la Maria. Asta și n-am chef de păi discuții. Nu, dar vezi că acuzi așa aiurea. Nu, acuzi păi deloc. Nu mai vorbi că poate vorbești aiurea. Ar trebui să zici bravo, nu să te oftiți să faci cir pe aici. Se pare că mă oftic eu. Păi ți s-ar părea că mă oftic eu, păi vreau să ia ca adevărul. Păi te oftici pentru că încep și urli, eu să nu mă interesează cum tu urli. Păi și n-au fost camere, n-au fost, nu s-a văzut cine și ce au fost pe aici, tu te bataci, lasă-mi pace.